Mediul economic a fost grav afectat în perioada de pandemie, însă în orașul Petrila, afacerile dezvoltate cu ajutorul programului Startup Nation au reușit să-și continue activitatea. Pa mai mult, primarul Vasilică Jurca spune că tinerii trebuie sprijiniți în realizarea ideilor de afaceri. Trebuie sprijiniți tinerii care au idei de afaceri și cred că programul Startup a fost cel mai bun, pentru că am văzut, numai în orașul Petrila, cred că au fost, nu știu, vreo 19 sau 20 de firme care au accesat acest program și cred că la momentul ăsta vreo 15 deja au angajat, deja au activitate. Deci au continuat să rămână pe piață. Au rămas pe piață și eu sunt convins că vor rămâne. În ce domenii sunt, domnule primar? Sunt în mai multe, servicii, producție, deci sunt în mai multe domenii de activitate. Chiar săptămâna trecută am fost la deschiderea unui salon din asta de înfrumusețare, la o florărie, la fel. Acum m-au anunțat că urmează să deschidă tot cineva pe startup-ul un laborator de patiserie. Deci încet, încet oamenii dacă sunt sprijiniți, au idei. Programul Startup Nation România are misiunea de a oferi suport IMM-urilor în accesarea fondurilor nerambursabile de la bugetul de stat. De această finanțare pot beneficia firmele care își desfășoară activitatea în domenii precum producție, industrii creative, programe IT, servicii sau comerț.